ziua, bine ați venit la ședința ordinară din această lună. O zi minunată, o zi pe care îl sărbătorim pe Sfântul Proroc Ilie. Cei care poartă numele de Ilie sau derivate din acest nume, la mulți ani. Sper să fie o ședință punctuală și cu folos pentru comunitate. Doamna secretară, doamna președinte. Ziua domnilor consilieri, ziua tuturor. Bine ne-am reîntâlnit la o nouă ședință a Consiliului Local. Constatăm că sunt întâlnite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm ședința deschisă. Am rugămintea domnului președinte, din partea domnului Budacu, dacă putem să intrăm în direct înainte dumnealui, pentru că... Am procedat cu toți ceilalți colegi. Da, nu poate fi prezent, da? Are cineva WhatsApp să-l sune cu domnul Budacu? Justin. Îl sun eu? Alo, bună ziua! Puteți rămâne că domnul președinte v-a aprobat participarea online. Da? Bine, mulțumesc! Bun, acestea fiind spuse, să trecem, să declarăm deschisă ședința și să începem întrebările acestei ședințe. Ați avut la materialele comisiilor și procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe acest proces verbal, rog. Dacă nu sunt discuții, îl supun la vot. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abține? Domnul Butacu, cum votați? Pentru. Mulțumesc frumos. Deci o să mă întâlnesc imediat. Înainte de a vă da dumneavoastră, domnule președinte, dreptul de a începe ședința, aș vrea să fac o mică paranteză și să aduc la cunoștință consilierilor locali faptul că am avut o corespondență prin mesaje cu domnul consilier Iftimie, pe o oarecare temă, nu are importanță. Din partea dumneavoastră am primit mai multe amenințări și presiuni. Și am două întrebări la cele scrise de dumneavoastră pe prin mesaje. Cine se va lupta pentru mine? Și ce am oferit eu și ce voi primi? Vreau să-i mai transmit domnului Iftimie că buna intenție nu este una și aceeași cu respectarea legii și consider că dumneavoastră are un comportament neprofesionist. Îi recomand ca în acest mandat al Consiliului Local să avem o bună colaborare și mai ales profesionist. Domnule președinte, dacă îmi permite să întreb la replică, parțial confirm discuția voastră cu doamna, dar dacă dumneavoastră ar fi puțin mai detașată, că discuția nu avea loc în cadrul unei ședințe, nu era o discuție oficială, era o discuție între doi oameni, în care îi spuneam, și aici poate confirma sau infirma, că în viață, eu cred cu tărie, și am spus-o vorbesc tuturor celor care mă cunosc, că cred foarte tare în vorba aia populară care spune că în viață cu ce bună dai cu aia ei. Ce, unde ați găsit dumneavoastră o amenințare, o urmă de amenințare? Deci, n-am terminat. Domnul Iftimie. Vă rog. Asta nu este o problemă prin care să... Păi da, dar doamna a pus-o aici în Consiliul Local. Trebuia să opriți pe doamna secretară. Trebuie să dăm curs ședinții. Și asta o abordare profesională. Respectați legea. Am vrut să
din câte știu, și prefectul v-a întors câteva hotărâri de Consiliul Local pe care le-ați gerat și nu a trebuit să calegă, necunoscând-o. Și mesajele sunt... Păi vă rog să le faceți publice. Păi sunt aici. Vă rog frumos. Nu am de ce să le fac publice. Păi atunci, dacă nu ați vrut să faceți publice niște mesaje, ar trebui să le plictisiți cu niște probleme personale. Deci, dumneavoastră ne-aș cere scuze și dar nu am de ce să vă cer scuze pentru că dumneavoastră dați dovadă de rele intenții în orice colaborare neprofesionistă pe care o abordați. Discutăm. Putem să dăm voce să ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pogoș și Județul Bacău pentru data de 20.07.22, ora 14, locația sala ședința primării Comunei Pogoș. Proiectul ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local Pogoș în ședința ordinară pentru 20.07.22, ora 14. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Inițiator, primarul Iștoc Cristian. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare al AJVPS Bacău, gestionarul fondului genetic numărul 29, Odobești și Consiliul Local al Comunei Pogoși din județul Bacău. Inițiator, domnul primar Iștoc Cristian. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar unităților de cult din Comuna Buhoci. Inițiator, domnul primar Iștoc Cristian. Și punctul 4. Diverse. Cine, dacă putem să supunem la vot, cine este pentru... La diverse consubiect, vă rog. Dacă nu mai sunt pentru diverse consubiect. Sau dacă mai sunt ceva completări la... Ordine. Da. Domnule președinte, mai avem de introdus pe ordinea de zi încă două proiecte de hotărâre, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, și proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Buhoci, județul Bacău. Da, cine este pe da. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Abținere împotrivă? Domnul Butacu, cum votați? Mulțumesc. Să spunem la vot ordinea de zi completă și suplimentară. Cine este pentru? Da. Domnul Butacu? Pentru ordinea de zi complet. Mulțumim. Trecem la vot. Da. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Da. Am făcut un aranjament în buget, în sensul că a venit o sumă de la Agibis referitor la suplimentul pentru lemne. Nu a apărut încă suma întreagă, dar având în vedere că e o sumă consistentă, o introducem pe rectificare și încercăm să punem în plată pe cetățeanul așteaptă, după care diferența o să apară, am vorbit chiar înainte de a intra în ședință cu specialistul de acolo, se fac verificările și o să primim și diferența, o să trebuiască să mai facem o rectificare. Și ar mai fi niște corelări așa de sume luate de la capitole care nu pot fi cheltuiți bani. Sunt în zona de valorificare, în sensul că ducem la investiția de la ULUC niște bănuți, deja trebuie să facem proceduri de avizare și las celelalte proceduri pentru a putea trece la lucrare.
Da, alt ceva. Discuții pe marginea acestui subiect? Sunteți ghiuniți sau ați în cameră? Da. Asta cum continuați noastră. Nu, că văd că sunteți cele încurcășate. Spuneți, domnul Nicolae. Domnul primar, din rectificarea pe care propuneți noastră aici, avem o sumă de 100.000 de RON de la eficientizare sediu, care bănuiesc că era prinsă în buget. Nu știu ce însemna eficientizare sediu. Explicați dumneavoastră, domnul, ce se învie eficientizare. Și o duceți. Da. Și o duceți. Bunuri și servicii. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Da. Da, sunt necesare așa. Cine a decis? În sensul, adică care-i... Ordonator de credit a verificat bugetul și a dus sumele pentru a face plăci. Ordonator de credit nu cunoaște proiectul pentru că i-a cerut administratorului public să explice. Deci nu ai explicat dumneavoastră. Dacă ordonatorul de credit ce știe. Nu, Iftin, vă rog frumos. O întrebare pertinentă, considerăm noi. Ați avut documentele pentru a le studia, le-a studiat. Vă rog frumos, treceți la vot. Nu mai dau explicații lui domnul la rădniță, că nu are rost. Domnule primar, dacă nu cunoașteți nimic, nu mai fiți ordonator de credit. Îl punem primar pe cel administrator. Ați cerut dumneavoastră cuvântul și o intervenit. Dacă nu sunteți în stare și aveți avocatul poporului, vă rog frumos să vă amuzi. Păi, vă ați făcut întrebarea. Așteptați răspunsul fără alte comentarii și fără preludiu la discuția care a răspuns. În cadrul trimestrului 3 putem face mutări între capitole prin hotărâri de Consiliul Local. De acord, frumos. Am luat bani la eficientizare sediu, în sensul că aici trebuie să facem un studiu de eficientizare, să vedem cine trebuie ca pe timp de iarnă să putem mări gradele de căldură cu câteva grade. Sunt zone de încălzire asta care crește. Acum am pornit cu studiul de eficientizare, studiul energetic și în baza lui facem asta. Momentan nu aveam nevoie de bani respectiv în trimestrul 3, urmând cam 4, dacă avem toate detalii, venim către dumneavoastră și atunci reîntoarcem înapoi de pe alte cheltuieli și folosim în locul respectiv. Momentan s-au luat de acolo și s-au luat. Ați explicat ce înseamnă studiul. Da. Da, asta vreau să vă spun, nu să vă le alte explicații, nu. Ați întrebat ce înseamnă studiul. N-am întrebat ce întreabă, spune dumneavoastră, la bănesc... Nu dumneavoastră, domnul, dumneavoastră intrați așa ca musca în lapte, când vă contează. Știu că vă deranjează, dar promit să o mai fac. Asta este dumneavoastră. Mai aveți 2 ani de mandat, dacă terminați, vă deranjează. Asta a fost comentarii, supunem la vot proiectul numărul 1. Ce ne spune? Dacă e pe mine. Împotriva? Se abține cineva? Deci ați votat? Nu m-am mulțumit explicația, domnule. Ați votat și pentru? Eu am votat pentru, atât. Da? Și dumneavoastră? Împotrivă. Împotrivă? Acțiune. Aveți grijă, deci, mare, vă... domnul Golae, că s-ar putea, dacă nu votați cu mișeful, aveți grijă că o să bărbați și pașii domnului... Astea fac parte din ședința de cele? Nu, dar eu discut cu domnul Golae. Eu nu mă fac pe domnul Golae. Domnule, de cap de măstă. Eu discut cu domnul Golae. Domnul Mocan, discutați cu domnul Golae după ședință. Bine, mai frumos. Punctul mai sănătos. Nu, e mai frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între AGVBC, Bator, gestionarul Fondului Cenedeci, numărul 29, Odopești și Consiliul Local al Bornului Vârșului, județul Tatăl. Da, știți foarte bine, AGPTS-ul se ocupă cu fondul de vânătoare pe mai multe boateuri și sunt niște proceduri în care dumneavoastră, conform legii, vin, trebuie să plătească o taxă aici la primărie. Mai grav, sigur, o să ajungem în zona de distrugere de către animale, sălbatice, porci mistreți la culturile cetățenilor. Acolo nu că nu ține de baje că trebuie să ține, dar trebuie făcute demersurile către Suceava, centrul lor de, nu știu ce, împreună se fac... Regional. Da, se fac analize, se constată și se trece la despăgubire. Da?
nu e un așa fel. Noi dacă noi aici trebuie să ne dăm jur dacă suntem de acord să mai colaborăm cu ei. Care practic, nu un... practic. Da. Bun, dacă cineva este încheiat un contract de acord între OATES și AJPPS? Asta e încheiat. Acum există un contract încheiat? Până acum a fost, da. A fost, da. Vechea lege, și-a încasat și partea de la ei. Deci, dacă nu mai sunt atât întrebări, supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Da, toți. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar unităților de cult din comuna Cuvărcea. Din este reformă, domnule Dan. Suntem la 3 la 3. Dar a trebuit tribunal, hai da, după cum știți, la întocmirea bugetului s-a alocat o sumă pentru cute. Acum, în baza solicitărilor de către reprezentanții culturilor și înțelesă Biserica Ortodoxă Buoci, Biserica Catolică Bijghir, Biserica Ortodoxă Bijghir și Biserica Ortodoxă Poten, fiecare a primit o documentație depusă la solicitare, oricel de fel de lucrări la biserici. Noi avem disponibil la ora actuală, bine, pe trimestre, în buget în jur de 750 milioane. Am spus cumva să alocăm în prima fază pe priorități fiecare biserici câte o sumă să poată începe cumva ceea ce și-a propus și la următoarea rectificare se anunță o rectificare. O să completăm suma și o să dăm curs pe priorități și diferența de bani. Dacă cineva... Tot o să mai fără cu țapă. Iar revin la cum a fost învățarea Consul Local, cum eram de acord majoritatea dintre noi, să dăm sume egale, dacă acum avem cu cele mai mari că depășesc. Da, sumele depășesc acum egale. Deci am luat de să vină, să verifică cererile și atunci alocăm diferență tot cu aprobarea Consiliului Local. Deci nu o să vină ceva pământ în acolo și mai dăm dar fie și au fost acum face secare cum s-o stabilit. Și diferența la următoarea rectificare, ducem bănuții și anul ăsta sperăm da, domnul da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar, o singură mențiune, eu știu, parcă din ce mi-aduc eu aminte, bugetul pe 2022 pentru culte era de 100.000 de ron. Da. În condițiile în care noi am alocat la ședințele anterioare 40.000 de ron, acum alocăm... Nu, am alocat 20.000 la Biserica Catolică din Buhoși. Pentru... Nu 40.000? 40.000 era pe acelea. Am discutat 40 pentru Biserica Ortodoxă. Și am așteptat justificări. A venit cu justificări, dar o să-i dăm etapizat. Ceea ce am spus, dăm fiecare să înceapă treaba și spre final îl ducem rectificat și alocăm da, diferența de sub. Da? Sumele cerute vor fi plătite până la terminarea lucrării. Nu, dar au fost bine, au fost cu acceptul nostru ca să înțeleagă că nu... Da, nu există. Cu acceptul tuturor a fost. Nu fără nicio diferență. Păi din asupra noastră, zicea că nu vreau dat domnul... Stimați colegi, sunt convins că va mai fi o rectificare, dar să ținem cont de acea rectificare, că într-adevăr banii să ajungă și la parohia de la Buhoci, pentru că există o criză acută de bani. Știți foarte bine, cei care suntem din Buhoci și suntem credincioși ortodoxi, știm foarte bine că lucrările au început, parte din ele sunt finalizate, dar mai există și acea marmură care stă pe marginea gardului, pentru că nu există meseriași.
Nu există meseria așa, există o singură firmă și aia are lucrări, nu știu pe unde, și nu reușește părintele ca să termine acea lucrare. Dar să ținem cont, să ținem cont. S-au alocat bani, s-au alocat bani, să dă ajutorul pentru biserică, cu chestia normală, dar nu poate construi local să termine și meseria așa. O să vedeam să părintele. Vă mulțumesc, domnul. Da. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine sper? Domnul Butacu, cum votați? Mulțumim! Domnul Mocanu. Da, mulțumesc, domnul Ieftimi, sunteți foarte vizibil, ca niciodată. Trecem la punctele suplimentate pe ordinea de zi. Proiect privind aprobarea începerii investiției stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Goci, județul Bacău. Domnul Torica, vă rog frumos să explicați. Avem aici proiectul întregime, avem toate avizele obținute. Consultantul ne așteaptă cu hotărârea de Consiliul Local, pentru că mâine, cel târziu, până mâine când este semnat, se poate ridica pe platforma ATM în vederea celor 5 stații, ceea ce am vorbit la început. Valorile sunt, valoarea totală a investiției este de 1.158.677 lei cu tot cu TVA. Aici sunt, că dă valoarea ajutorului financiar nerambursabil, valoarea cheltuielor neeligibile din partea noastră 208.680,75 lei. Sunt toate detalii, privind oportunitatea scăderii emisiilor prin folosirea de mașini electrice. Da. Eu aș avea o întrebare. Dacă la nivel de comună este făcută vreo achiziții? Sunt. Mașini electrice. Vreo 5 mașini. Urmează. Da. Dar reîncărcarea cât timp o să fie gratuit? După aia, la un moment dat, vedează ca în Germania. Gratuit, gratuit, după aia, paca. Deci e un proiect pe ATM. Hai să mai vorbim mediul, nu știu de ce. Noi îl depunem, să dea Dumnezeu să primim finanțare și să-l ducem la bun sfârșit. Spune-te, domnule. Da. Deci, eu zic că nici nu prea avem cum să facem comentarii vis-a-vis de acest proiect de hotărâri, comentarii pro, pentru că dacă vrem să fim un popor sănătos, păi trebuie să ne îndreptăm spre alte surse alternative de energie. Ori știm cu toții că mașinile astea cu proiecte electric nu mai produc noxie, nu mai produc tot felul de substanțe toxice, care sunt atât de dăunătoare, atât pentru om și pentru natură. Deci de aia spun, plus de asta, acum e tare important. Dacă sunt 5 mașini în comuna București, sau dacă sunt 6, sau dacă sunt 7, pentru că pe viitor, oricine, dacă vin din Dealul Mare, nu înseamnă că n-are buletin de voi să alimenteze la stația de aici. Deci trebuie să privim, toată acțiunea asta ca o acțiune globală, la întreg, mapamont, național, dacă vreți, în România. Momentan e bine că-s gratuit, când o să înceapă taxa. Deci, Ionuț, trebuie să ne aliniem, la ceea ce va prevede legea la un moment dat. Nu știm acum. Noi discutăm acum în Consiliu doar de oportunitatea de aprobare. Ce se va întâmpla în 10 ani, habar n-am. Cam asta e. Da. Pentru a nu se mai face nicio remarcă dubioasă cea la adresa noastră, că aș vrea să subliniez oportunitatea acestui proiect. Noi, consilierii Bisericii USR, în general, suntem de acord cu evoluția prin digitalizare, prin revoluționarea modului în care se face administrație publică și așa mai departe. Nu vom putea fi niciodată și vom fi împotriva unui astfel de proiect. Un singur lucru aș dori să-l întreb pe domnul administrator public, având ca bază știrea că s-au mai modificat de la locațiile propuse anterior, din diverse motive de ordin tehnic,
s-au mai modificat locațiile. Dacă ne le puteți spune acum, care sunt actualele locații deci, și satele. În satul Poten este la marginea proprietății lui Nuț Constantin, în față la Olguța. Da. În loc de lângă stâlp am mutat o 10 metri mai încolo. În satul Buhoci avem la la stradă, la Floreșteanu, dar nu putem pune lângă stâlp. Trebuie să punem pe partea opusă, o să fie un stâlp intermediar, numai că traversăm. O să fie lângă... Da. După aceea o să fie unul la Catolici, lângă Biserica Catolică, acolo unde parchează mașinile. La sat, în satul Mijghir avem lângă transformatorul din fața cimitirului, un ispaul. Deci este platforma respectivă. Iar în sat, în Mijghir, lângă transformatorul de lângă Cobzarul. Unde e Romica Brașoveanu, unde e... Da, ok. Este asigurat de toate părți. Două pe Mijghir, două pe Buhoci, una pe Ten Buhocel. Dăspinești vine foarte aproape la, la Catolici. Da. Cât de cât am căutat să, să fie împărțit. Doamne, ajută să le vedem și funcționale. Da. Deci, s-au plăcut ca nemulțumesc, deci scuze-o din altă. Păi, cum s-a fost? Nu, am zis că sunt de acord. Nu, haideți să subțin. Cine este eu? Da, domnul Butacu, cum votați? Mulțumim frumos! Mă gândeam că guvernul vine cu treaba că să ne ducem din consumul de grad. 2 suplimentat, da? Și a scăzut apa, o să fie și la curent. Eu de o trăle 2 suplimentat și vă dau citire adresa primită de la Asociația de Dezvoltare Comunitară Zona Metropolitană Bacău către UAT membri în zona metropolitană Bacău. Stimate domnule primar, în urma deciziei numărul 56 din 18.10.2021 a Consiliului Director, prin care s-a aprobat efectuarea procedurilor necesare pentru elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, a regulamentului serviciului, a documentației de atribuire, și la elaborarea unui studiu de trafic pentru teren, pentru tren urban, a fost elaborat studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Zona metropolitană Bacău este a doua zonă metropolitană ca mărime în regiunea nord-est și acest studiu de oportunitate vine în întâmpinarea cerințelor legale în domeniu și totodată ca scopul, ca scop secundar contribuie la accesul la finanțări prin programul PNRR. Al proiect prin PNRR. Având în vedere hotărârile consiliilor locale privind aprobarea participării la elaborarea acestui studiu, transmite UAT-urilor interesate în a fi parteneri la dezvoltarea sistemului de transport public rugămintea de a supune Consiliul Local un proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului privind modalitatea de delegare a gestiunii pe care îl transmitem anexat prezentei adrese. Acest lucru fiind un pas obligatoriu în continuarea proiectului inițiat împreună. Convins fiind că veți rămâne alături de demersul nostru de a putea oferi cetățenilor un sistem de transport public modern și eficient, vă stăm la dispoziție cu orice informație necesară. Vă mulțumim pentru colaborare. Semnează președinte Adzim Bacău. Dacă cineva zice, mă dispune vector la acest care e metropolitan în Bacău. Nimic, nu vreau să nimic, nu mă, vreau să ne spună domnul primar, cine este președintele, nu știm. Spune să vă mulțumesc. Așa vă semna președintele, semna vectorul general. Eu zic că este la Petrea. Eu zic că este de bună gură această inițiativă. Pentru că este odată interesul majoră a cetățenilor din Comuna Buhoci. Dacă într-adevăr se materializează și vor fi cursi regulate
având în vedere distanța dintre orașul Bacău și Cucoci. Așa au procedat cu foarte? La volta așa s-au procedat și vădat. Da, dar Voșor mai a avut chiar din mult mai înainte. Da, mai când mergeam în Plăcenii, mergeam în Plăcenii, mergeam cu Mărușață de la Vod. Așa a fost și aici. Alergam din Vod, alergam din Vod când vedea. Și nu mai e păcărea să fie. Haideți să uitați direcționat în alte direcțiuni. Deci prima acțiune, chiar surprinzător, este prima acțiune în care zona metropolitană face cu adevărat pași în zona interesului comunilor din zona metropolitană. Prin delegare, punct important, sunt și mașinile electrice. Corect. Având avantajul că în cazul în care este ceva, pot fi alimentat la voi. Corect. Da. Chiar de mulțumirea, Nicolae. Mulțumesc, domnul președinte. O singură mențiune pe acest proiect. Aș recomanda și chiar aș veni cu rugăminte în partea tuturor colegilor consilieri să-și îndrume rudele, cunoștințele pentru a completa acel chestionar de mobilitate. Da? Pentru că funcție de chestionarul de mobilitate vom avea mai devreme sau mai târziu trasee fix metropolitane. Da? O singură remarcă, o să fie să fie cât mai scurt, să nu mai plictisesc pe nimeni. Salutăm inițierea acestui proiect comunitar. Nu neapărat, nu am spus, dacă îl considerați un serios, mă bucur. Vreau doar să subliniez faptul că dacă luăm în considerație prețurile la benzină, motorină și așa mai departe, nu era moment mai bun să vină un astfel de proiect pentru comunitatea bucoceană și unul. Da, subliniez faptul. Nu, eu n-am înțeles, mai aveam întrebări. Până la ce o să fie, autobuz sau tren? Și. Deci, există un link pe site-ul Ce nu s-au făcut pancări? Nu am văzut pancări. Dar pancări din Privatea Clemente. Da, mulțumim. Trecem la punctul 4 la diverse. Dacă în afară de domnul Fimi mai vrea cineva să mai competeți, să mai spun ceva. Da, eu. Da, și eu. Haideți să o luăm așa, de într-un capăt. Da. Sunt la primul care eu. Da, primul. Mulțumesc, domnule președinte. O remarcă, mă bucură prima dată cu domnul președinte. Și o să vă mai spui de aici. O să mai spui. Am început cu o glumă, cu o glumiță, bănesc că a gustat-o cu toții, trecem la cele serioase și anume vreau să vă readuc aminte de un demers făcut în mod direct către domnul viceprimar, cu doar rugămintea să-l anunțe pe domnul primar, care este președintele SVSU și cel care a și construit SVSU, cu referire la faptul că, din nou, din păcate, oamenii din comuna Buhoci au rămas foarte mulți dintre dumnealor fără apă în fântâni. Au trecut de atunci vreo 3-4 săptămâni și acum, înaintea ședinței, domnul viceprimar mi-a motivat cu faptul că nu a făcut nimeni nicio cerere. Și că oamenii sunt mulțumiți, au apă, au de toate și că se așteptau dumnealor să facem noi o sesizare. Eu credeam că serviciul de voluntariat pentru situații de urgență, conștientizând prin faptul că domnul viceprimar merge, eu așa bănuiesc, ar merge prin satele comune, nu stă doar la umbra aici în primărie ca alți edili, ar vedea și ar conștientiza necesitatea montării din nou acelor cuburi în satele comunei Boci. Se pare că am avut o încredere oarbă, nu o să mai am, o să facem, domnule vice, dacă dumneavoastră nu doriți acest lucru, o să facem noi o sesizare către ISU prin care să le cerem să vină să intervină dacă comuna Buhoci și primăria nu are edil care să-și facă treaba, o să facem noi treaba așa dumneavoastră, că na, ne o asumăm dacă nu se poate altfel. Așadar, vă rog, domnule primar, cât de urgent posibil, faceți demersurile necesare în limitele legii
cum spuneți dumneavoastră, și duceți apă oamenilor, că suferă și dumnealor, și animalele, și plantele, și toți de semn. Înainte de atât, știu că ai dreptul la replică, dar vreau un pic să clarific situația. După cum mare parte din dumneavoastră știți, pentru a duce apă populației în zonele afectate, ne trebuie niște cereri scrise, fundamentate. Acele cereri vor fi analizate de o comisie, în sensul că se va deplasa la fața locului, va verifica dacă cele spuse în sesizare se adevere. La rândul nostru, transmitem mai departe, facem pași, deci sunt pași. Nu mergem numai pe vorbe. Vreau să vă spun că la inițiativa trecută, când s-au dus cuburi și s-au alimentat zonele vulnerabile, s-a întâlnit comisia Comitetului Județean, a trimis la OAT voci persoane responsabile de la pe române, de la mediu, de la Consiliul Județean, de la prefectură. S-au deplasat în teren, au verificat zonele și, spre surprinderea dumneavoastră, în unele locuri, s-a găsit apă în fântână. Am avut discuții corecte și legale la timpul ăla. Domnule, faceți demersuri numai dacă se justifică. Eu nu zic că nu se justifică, dar să avem documente cum cere legea în spate. Adică solicitarea cetățeanului, merge comisia, constată, facem pașii următori și ducem tuburile, că le ținem aici, în spatele primăriei. Da. Domnule președinte, ca să fie discuția, că era... Completez ceva. Deci, noi avem cumpărate 6 tuburi pe care le punem noi la dispoziție. Cuburi, nu tuburi. Apa, cuburi. Apa o aduce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în baza unui ordin al președintului Comitetului Județean. Deci, acele demersuri de care spunea domnul primar duce etapizat la emiterea ordinului de transportare a unei cantități de apă la Comuna Buhoci. În afară motivat, că și acolo este o procedură. Comisia Cântuțului la fața locului face un inventar în zonă. Câte persoane locuiesc la gospodăria X, câte animale. Și în funcție de normativul dumnealor, nu după cum spune, că mă văd, așa și aș face o solicitare, așa de nevoie, nu știu, dar pui să mă primarul ce să fac. Da? Deci sunt pași. Nu că nu vrea vicele primar, că nu vrea domnul la situație de urgență, că nu vrea primar. Nu mergem după Radio Șanț, da? Frumos, multiuță, și vreau să vă completez, că ați făcut o acuză că nu avem. Avem o cerere la momentul actual. Comisia s-a deplasat astăzi în teren, împreună cu domnul viceprimar. Asta a comunicat domnul viceprimar, că nu există nicio solicitare. Ei, s-a făcut între timp. Nu. Avem o solicitare în zona Gospinești. S-au dus în comisie, au verificat. Urmează să facem ceilalți pași. Și ținând cont de cele analizate de comisie, dacă apar solicitări, cum are dracu, dacă vine mașina de la Bacău, vine cu 7 tone, eu îmi trebuie 7 cuburi, eu trebuie să le acopăr pe alea, că nu vine, îmi las un cub, două cuburi, cât e necesar la familia respectivă și pleacă. Dar să vedem cum gestionează și cei de la Bacău, că situația e foarte critică la nivel național, ca să nu spun la nivel mondial. Deci nu e așa simplu. Dar hai să mergem frumos, justificat, să nu ne mai facem de râs. Vine comisia și domnule președinte, mulțumesc frumos. O singură remarcă. Ultimul cuvânt. Am menționat și discursul avut de mine anterior că v-aș ruga și mă aștept de la dumneavoastră să acționați conform legislației în vigoare. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este doar să repetați că veți face asta. Nu la asta m-am referit eu. M-am referit la faptul că aveți atribuții, folosiți-le. Mergeți prin sate, domnul viceprimar, oricine din comisie, din serviciul de voluntariat, merge și verifică pentru a putea informa corect acele comisii de la Insul Bacău, care vor veni să confirme cele
afirmate de dumneavoastră prin control, prin verificare. Dumneavoastră nu ieșiți din primărie, ești solicitare. Am spus că avem o solicitare la momentul acolo și avem pași. Nu faci ce vrea intimie, respectăm. Vedeți că nu vă respectați cum vă respect. Dacă eu vorbeam de ce vă respect. Dumneavoastră, vedeți lucrurile în felul dumneavoastră. Noi le vedem din punct de vedere legal. Așa le vedeți dumneavoastră. Păi legal ieșiți puțin din primărie la treabă, domnule primar. Domnul Iftimie. Nu mai stați doar aici, eu știu că e caldă. Faceți-vă treaba că luați o grămadă de bani. Vorbim de apă. Păi de apă vorbim, să iasă pe stradă, să nu dea oameni să vă bastă. Ca și consilier, ce ați făcut în afară de a anunța pe Facebook? Haideți la primărie. Domnule primar, se pare că dacă n-aș fi făcut nimic, și dumneavoastră ați făcut, oamenii v-ar fi acordat pe dumneavoastră, nu pe mine.